Circ cu intrare liberă, asezonat cu jigniri, răbufniri nervoase și tonuri ridicate. Protagoniștii sunt aleșii PSD din Consiliul Local. Pe principiul noi suntem la putere, noi reprezentăm legea, consilierii s-au dat în spectacol în sala de plen. Viceprimarul Marius Creciu și-a pierdut și el răbdarea și nu a ezitat să înjure printre dinți și să închidă microfonul celuilalt viceprimar, Romulus Vâlcu. Lipsa de transparență a activității executivului local l-a scos din sărite și pe consilierul Liviu Nicolicea, cel care a cerut în mod repetat să-i se pună la dispoziție raportul Curții de Conturi în ceea ce privește activitatea primăriei. Replicile acide ale lui Liviu Nicolicea au stârnit hohote de râs în sală. Este o obligație pe care o aveți, domnule primar, de a se pune la dispoziție atât a consilierilor cât și a cetățenilor acest raport, această verificare. Și, având în vedere că sunteți prietenul meu, nu am mai dori să ne faceți o surpriză cum a făcut Băzăvan aseară merenițelor. Pe placul reprezentanților PSD nu a fost nici fermitatea cu care Andrei Stănișoară și-a susținut ideile în fața consilierilor locali. Acesta le-a cerut socoteală cu privire la sumele astronomice care se vor cheltui pentru sărbătorile de iarnă. Materiale de publicitate, agende, calendare și programe, miniaturi, 43.000 de lei. Adică 430 de milioane de lei vechi. Pe când pentru 1 decembrie sunt acordați 5.000 de lei. Repet, sunt de acord cu sărbătorile, e un moment important pentru noi, dar eu cred că sunt niște bani care pur și simplu îi aruncăm pe fereastră. Apropo de economic, că vorbeam economic, mai bine, din ce v-am spus eu, facem așa o adunare și vin cu cam 1 miliard de lei vechi și ajutăm, nu știu, 500 de familii, 1000 de familii, 2 luni de zile, care sunt mai amărâte, cum i-am ajutat cu pachetele pentru 1 octombrie. Banul public este cheltuit după bunul plac al executivului primăriei. Sume consistente s-au dus în ultima perioadă pe platani, pe sensuri giratorii de sute de mii de euro și pe petreceri. Nu s-a investit însă niciun ban pentru a se ușura viața severinenilor, iar proiectul consilierilor opoziției care viza majorarea subvenției la încălzire pentru populație zace uitat în sertare. De un an de zile noi avem proiectul cu gigacalorie la comisie, da? Adică așteaptă de un an de zile să intre pe ordinea de zi și el nu intră. Și ei se gândesc astăzi, la sfârșit de octombrie, să organizeze sărbătorile de iarnă și anume să plătim 12.000 de lei pentru montarea și demontarea bradului, bardul artificial, da, de pe Crișan, 35.000 de lei pentru cumpărarea unor brazi între 15 și 18 metri chiburile care să le montăm în anumite zone a orașului. Eu cred că este o risipă a banului public și nu sunt de acord cu asta și niciodată, cât timp voi fi în Consiliul Local, nu pot să girez așa ceva. Dar toate acestea au contat prea puțin, căci proiectele înaintate pe ordinea de zi au trecut cu votul consilierilor PSD și PC.